Doamne, iubitorule, mă întorc și astăzi cu credință neslăbită la Tine și îți trimit aceste cuvinte, nădăjduind că îți vei întoarce chipul Tău cel prea curat către mine și că îmi vei auzi nevoia. Adu-ți aminte, Doamne, și de mine și de toți cei dragi mie, atunci când vei trimite binecuvântările Tale acelora ce Te slujesc. Și dă-mi să trec ziua în liniște și în împăcare cu aproapele meu. Ajută-mi Tu să îmi împlinesc toate cele de trebuință și cârmuiește sufletul meu și la vreme de zi și la vreme de seară, ca să nu mă abat nici când de la calea și de la voia Ta. Mărire îți aduc, Doamne, astăzi și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta. Și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine!